comentați rezultatele de la BAC de anul ăsta? Noi nu știm că nu am dat. Dar cum ți se pare situația asta? A fost foarte greu, dar ce să spun. Crezi că au fost subiectele grele? Da. Dumneavoastră ce părere? Cred că nu s-au pregătit de ajuns. Deci două generații, două păreri diferite. Da. Tu în ce clasă ești? A 10-a. Și pentru BAC te pregătești din timp sau atunci, pe ultima stângă? Atunci. Ar fi normal pe parcursul anilor. Și e clar că sistemul de învățământ e practic. La pământ, da, cred că nici tineretul nostru e foarte dornic de învățătură. Deci am avut copii care au dat BAC-ul și nu vrem să comentăm. Și știm și noi și de desubturi și de toate. Deci nu comentez. Sunt foarte proaste, dar ele exprimă nivelul de cunoștință al elevilor. Probabil că și profesorii nu și-au mai dat silința, datorită faptului că li s-a tăiat din salarii. Sunt mai multe cauze. Probabil nici elevii nou nu mai manifestă același interes față de școală. O surpriză neplăcută sau vă așteptați? Mă așteptam odată și odată să se întâmple, adică să, efectiv să se vadă nivelul învățământului românesc. Vă așteptați la asemenea rezultate? Nu mai am tangență cu școala de mult, dar în orice caz nu mă așteptam la asemenea rezultate. Există un principal vinovat? Există mai mulți. În primul rând, sistemul de învățământ, programa școlară foarte încărcată și atitudinea familiei față de învățat. Cred că profesori. Da. Așteptați la un asemenea rezultat? Pentru că fac meditație și nu le știe valoarea copiilor.